Dragi oameni buni, spiritul sărbătorilor ne învăluie aici pe seria noastră de single player, pentru că suntem deja în luna decembrie și am intrat destul de mult în luna decembrie, așa că am spus să punem și noi o textură frumos de iarnă care să schimbe cât de cât chestia asta, să pară că e zăpadă cam peste tot și desigur și un shader minunat care, bă, trebuie să recunosc că merge chiar foarte, foarte bine, având în vedere că este vorba de BSL shader care, țin să menționez faptul că nu s-a mișcat de bine, sincer, nu știu care e faza, dar acum pe 1.16.4 se mișcă absolut perfect și da, am dat update la 1.16.4, avem replay mode, avem absolut tot ce trebuie pentru că sunt lansate, dacă s-au lansat n-am absolut nimic împotrivă să nu mă joc cu ele, așa că cam asta am făcut, dragii mei buni, am reușit să dau update la 1.16.4 și să facem cât de cât chestiile astea în spiritul Crăciunului. Practic, off-camera am adus aici și ceva năsoși, de care nu cred că o să avem nevoie în acest videoclip sau rămâne de văzut. Nu știu exact dacă o să avem nevoie de ei în acest videoclip, dar oricum o să avem nevoie de ei dacă nu în acest videoclip în episodul următor. Și practic, ce vreau eu să facem în acest videoclip va fi următoarea chestiuță. Pentru început o să am nevoie eu de un shulker. Un shulker goluț, dacă se poate, și uite, cred că am pe aici, perfect, în care o să-mi pun efectiv lemnul de lam cu mine, o să-mi pun torțele astea. O să las pe aici acest gres și o să vreau să iau eu de pe aici niște stone, dacă am prin partea asta ar fi genial și cred că am, s-ar putea să am. Oh, da, am destul de mult chiar și cred că o să iau un shulker de stone, dar de fapt nu cred că trebuie un shulker. Ok, lăsăm stone-ul ăla, cred că o să-mi ajungă mai mult decât 100%. După care de decorațiuni și chestii o să ne ocupăm cel mai probabil după ce o să terminăm chestiuța aia. Dar cert este că momentan vreau să mergem să ne apucăm de un spawner de schelezi, pentru că știți că spawnerul de schelezi practic este cel mai bun spawner pe care îl poți obține pe jocul acesta. Și fix aici unde suntem noi acum, pe undeva pe aici, există un spawner de schelezi sub noi pe care va trebui să-l facem, fiindcă vreau să avem și noi o sursă de unde să ne putem lua XP ca să ne reparăm itemele. Deci, practic, ce ne rămâne de făcut este să mergem și noi așa în jos frumos. Și mamă cât e de bine că avem chestiile astea de nether aici. Avem mending pe chestiile astea, deci o să le putem repara în sfârșit, ceea ce o să fie absolut fucking awesome. Bun, o să încep eu să sap pe aici, pentru că nu știu exact pe unde trebuie să mă coordonez puțin ca să văd după aia și pe unde ies. Deși oricum cred că intrarea o să fac ceva șmecher, dar rămâne de văzut chestiuța asta. Momentan o să fie ceva cât de cât să ne putem folosi de ferma asta, sau mă rog, de spawnerul ăsta de schelezi. Nu o să fac cine știe ce momentan, dar oricum per total zona asta de aici n-arată rău, sincer, și cel mai probabil pe acolo o să vină și villagerii. Dar rămâne de văzut totuși. Așa că, dragi oameni buni, ce pot să vă zic? Mă pun să caut coordonatele exacte să văd pe unde trebuie să sap eu ca să ajung la acel spawner și cel mai probabil o să revin cu voi de chat. Iată-ne că am ajuns și aici la spawner pe care l-am luminat eu fix înainte să încep filmarea, așa că e foarte bine și am mai luminat și un pic pe aici prin jur ca să fiu sigur că nu o să vină pe lângă mine zombii ăștia și chestii, așa că eu zic că este absolut perfect. N-am luat acesturile în schimb, așa că hai să vedem ce avem pe aici. Niște string, niște redstone, un golden apple, niște fier și... Ok, gunpowder, name tag, muzică și ăsta de diamant, o chestie asta de diamant pentru căluț. Ok, deci o să ne luăm și un cal la un moment dat. Cândva, nu știu exact când o să ne luăm un căluț, dar o să ne luăm un căluț cândva. Bun, acum hai să las eu chestiile astea, uite, le arunc pe aici ce nu-mi trebuie, că astea, sincer să fiu cu voi, chiar nu-mi trebuie. Și nici stringul ăsta nu am nevoie de el. Așa că, practic, ce ne rămâne nou acum de făcut este să ne apucăm de acest... De acest minunat spawner și să vedem cum o să iasă, pentru că nu mai știu exact. Mi se pare că era trebuie să fie 4 în fiecare, în fiecare parte, gen, și în jos de săpat, așa că eu zic că e ok, o să facem chestia asta, o să mă pun să facem aici un spawner foarte, foarte frumos și o să dăm drumul la un timelapse, cel mai probabil, în care o să facem noi spawnerul ăsta, pentru că oricum e un proces foarte, foarte simplu de făcut un spawner de genul. Așa că, dragi oameni buni, ce pot să vă zic? Vă urez vizionare plăcută la timelapse.
logic, eu când mă pun să fac ceva trebuie să fiu român până la capăt și să nu reușesc să duc o chestie până la bun sfârșit, pentru că trebuie să se întâmple ceva, nu e imposibil să nu se întâmple ceva. Așa că de data asta s-a întâmplat. Am picat în lava chat și mi-am pierdut o parte din iteme, dar partea bună e că ce aveam de netherite nu a ars și chestii de genul, pentru că da, sunt din netherite și de-aia sunt făcute. Oricum mai aveam eu ceva pe aici, niște diamante și chestii, deci e relativ ok, să zicem așa, că am mai recuperat din ele teoretic. Dar tot e urât că s-a întâmplat asta, pentru că acum iarăși din nou nu mai am factul de noapte. Nu mai am din nou enchanturile pe unelte, însă partea bună este că am reușit să termin în proporție, mă rog, în proporție, am reușit să fac cât de cât acolo acea fermă de, mă rog, fermă, acel spawner de scheleți care, sper surprinderea mea, e destul de ok. Partea proastă e că nu mai știu pe unde, pe aici. Nu mai știu ce, pe aici trebuie să urc. Cred că da, și asta trebuia stupată, asta trebuia astupată, ok, deci aia va trebui să o astup, am un stack de, cred că aș putea să încerc să o astup. Am în vedere că am un stack de chestii de-astea, chiar cred că aș putea să încerc, nu? Cred că nu cred că mă costă ceva să încerc chestia de importanță atât de mare și bum, am ajuns aici unde vedeți că vin scheleții fain frumos și practic eu având macro trebuie doar să fac chestia asta și... Teoretic tot XP-ul de la scheleți îmi ajunge mie, bineînțeles cu un sharness te descurci mult mai ușor. Eu dacă nu am sharness, logic că mă descurc mult mai greu și o să trăiască acum să facem practic un design la toată nebunia asta, pentru că da, nu o putem lăsa în felul ăsta cum e acum. Trebuie să-i facem pe aici, să o decorăm un pic și cam asta e toată chestiuța. E foarte, foarte simplu, în caz că nu știți cum se face o chestie de genul, mai am pe canal câteva videoclipuri. Mi se pare că la de zombie este făcut fix, este făcut pe canal și v-am explicat pe acolo cât de cât. Și este cam la fel cu asta, dacă nu chiar identic. L-am făcut, oricum l-am făcut mental, nu am stat să mă uit niciunde. Așa că ar trebui să-l găsiți, să găsiți acolo pe canal dacă vreți. Mie, practic, îmi rămâne de făcut decorarea pe aici și să-l decorez să arate totul foarte, foarte frumos și o să vă arăt după aceea cum arată. Buni, am reușit să termin această încăpere minunată unde, practic, avem spawnul. Și, practic, unde stăm noi aflicat. Țin să menționez faptul că și aici am murit, nu mai știu, de vreo două ori, pentru că m-am pus pe hard și am uitat că pe hard mori. Și pe hard, când, în momentul în care rămâi cu jumătate de cupă, te-ai dus. Și am murit de vreo două ori așa, dar e ok, am reușit să-mi recuperez itemele, ceea ce e bine că mi le-am pierdut. Am reușit să fac level 56 după aceea că m-am dat pe normal și chestii. Și faza puțin mai tristă, ca să zic așa, e că astea sunt efectiv full. Adică va trebui să mă ocup să le golesc pe toate. Și după ce o să le golesc pe toate, o să trească neapărat să fac un sorter aici, pentru că nu poți fără sorter, frate, adică e absolut crimă. Un sorter m-ar ajuta super, super mult în această situație și oricum o să-l fac, o să iau hopperile astea, reduc puțin mai spate și acolo pe undeva pot să fac sorter absolut liniștit, fără niciun stres, ceea ce eu zic că este absolut perfect. Și acum o să pun chestia asta aici și vedeți că deja am făcut level 56, faci level destul de ușor la treaba asta, deci chiar nu faci level greu, dar... Ideea e că trebuie să stai ceva pe aici, nu știu, eu am stat nu știu câte ore, dar oricum am stat ceva ore și cam mai a fost toată treaba gen. După ce stai câteva ore, e totul destul de ușor. Bun, hai să lăsăm și noi astea în părțile astea, uite, lăsăm și aici, perfect, și oase și absolut tot. Astea momentan le aruncăm aici pe jos, că oricum o să trească eu să le iau cândva, așa că aia e un mic mai prost. Aruncăm astea, aruncăm și astea și practic pot să-mi iau șulcarele și acest ender chest foarte, foarte mișto și pot să mă car de aici, pentru că vreau să mă duc să-mi fac ceva enchanturi acum ca să fiu sigur că am și eu înapoi în puii mei lopată și toate chestiile astea. Și evident o să mai detalieze chestii pe aici, dar momentan o să le las așa efectiv. Aș da în ăsta, dar parcă hai să-l lăsăm momentan. Momentan lasă-l așa, bun. Și o dată să mă întrebați de ce am făcut portal prin Nether. Ei bine, mi s-a că să mă bată tata. Casă băieți ăștia. Sunt casă băieți ăștia. Poate să vă întrebați de ce am făcut portal prin Nether. Ei bine, am făcut portal prin Nether pentru că unul la mână mi se pare mai scurt drumul. Și pe lângă faptul că mi se pare că e mai scurt drumul, e cumva și mai bine, știți ce zic? Și na, e chiar ok, ca să zic așa.
chiar e bine. Pentru că dacă era tot drumul ăla lung, probabil nu-mi plăcea chiar atât de mult și ar că am trebuit să bat și o creeper ăștia, nu? M-am gândit că drumul fiind mai scurt așa, eu zic că este absolut perfect așa și nu avem absolut nicio treabă, deci eu zic că este totul perfect. Hai să mergem până la masa de enchantment table acolo, la masa de enchant. Și pe sabia asta deja am pus eu la Bricky și Manny și cred că nu trebuia și probabil o să o dezenchantez și o să enchantez cu levelul ăsta, că poate o să primesc pe ea niște unbreaking și o să trească eu să-i pun doar mending și cam atât. Dar hai să vedem. Știu că aveam pe aici mending, domne, lapis. Și într-adevăr, chiar avem ceva lapis pe aici. Uite, o să iau două blocuri mișto. Perfect, luăm astea și hai să vedem. Ce mi-ar pica pe lopată? Eficiență 3. Eficiență 3 nu e cine știe ce. Hai să facem și la grindstone-ul ăsta, să vedem ce mi-ar da pe sabia asta. Sweeping edge, ia. Sweeping edge și smite, genial, nimic bun. Eficiență 3 din nou pe lopată. Lopata, hai să o enchantez de un level 1. Ok. Perfect. Și atunci pe asta primești și Arnes 4 și Fire Aspect 2. Ok, e ok, așa o să mă mulez după aia și Siltaci. Siltaci am Ricky 3, Efficiency 3, ok, deci la asta nu mai trebuie ceva cărți de eficiență doar. Dar eu zic că e ok, hai că nu stăm chiar așa de rău la enchanturi, e decent momentan. O să trebuiască eu totuși să iau... de la urâtul ăsta niște mending dacă vrea să-mi dea sau din nou nu vrea să-mi dea. Da, din nou nu vrea să-mi dea momentan. Mă rog, aia e, un mești mai prost, o să mai facă rost de un stat cu mending și cred că o să te bat. Să mă aregeana dacă nu. Bun, dragii mei buni, vreau să ne ocupăm în continuare și de acel loc pentru villager, pentru că m-am gândit și vreau să fac și acel loc mișto de tot. Și din păcate ferma asta mea de fier cred că nu mai merge pe 1.16.4. Văd că nu prea mai vrea să meargă. Dar în orice caz ar putea să facem și noi cândva o fermă ca lumea de fier, pentru că din nou nu avem fier și fierul e cam esențial, să fiu sincer cu voi, dar asta rămâne de văzut, măcar avem sugarcane, ok? Măcar ferma de sugarcane merge bine. Vreau să ne ocupăm de acei villager pe care i-am adus noi și ați văzut la început de videoclip și sunt aici minunați. Vreau să ne ocupăm de ei, să le facem un loc pe aici unde să poată să stea cât de cât ok, ca să zic așa, pentru că nu au un loc neapărat, deși pe acolo, undeva pe aici aș vrea să încep să-i bag. Fac aici așa o scorbură, ceva și pe aici aș vrea să-i bag efectiv. Așa că cam asta ar fi planul meu pentru ce a mai rămas din videoclipul ăsta, să încercăm să facem și locul lor acolo și eventual să-i și aducem dacă o să fie, dacă nu o să-i aduc eu off-camera, nu e nicio problemă. Evident, vă dați seama că nu are cum să fie vreo problemă asta. Așa că, da, dragi mai buni, ce pot să vă zic? Mă pun să sap pe aici să văd exact cum o să fac intrarea și toate nebunile astea și o să ne auzim. Dragi mai buni, am reușit să termin și această chestiuță minunată cu villager. I-am pus pe fiecare aici în parte, le-am dat și meserii pentru că, practic, ăsta era planul, să vin să-i aduc aici și să le dau meserile de care au nevoie. Bineînțeles că sunt toți selectări pentru că avem nevoie de cărți și de chestii de genul ăsta și chiar am reușit să fac niște trade-uri destul de bune cu ei, zic eu, adică am obținut niște cărți destul de faine și coborând pe aici, pe partea stângă, l-avem pe băiatul ăsta primul care are looting 3, care l-are la 39 de emeralde, un pic cam scump, dar am vedere că, da, nu-l faci totuși la looting 3, ok. L-avem aici pe băiatul ăsta cu protecție 4, care cere 40 de emeralde pentru o carte, ceea ce e mult, dar din nou, având în vedere că nu ție protecție toată ziua, eu zic că e decent, plus că noi avem armură de netherite deja, adică nu e, și noi avem o armură, ca să înțelegeți, eu am armură pe seria asta de când era faza aia cu armurile, gen, toate protecțiile pe armură, gen, și e super mișto. În partea asta avem siltaș la 5 emeralde doar, ceea ce e foarte bine pentru că e foarte ieftin. Aici avem mending la 12 emeralde, which is very, very nice. Și în partea asta avem unbreaking 2 la 8 emeralde, deci practic am avea unbreaking 3 la 16 emeralde, ceea ce e ok. E chiar decent, cât se poate de decent. Și eu zic că arată și chestiuța asta, încăperea asta lor destul de bine aici. Evident, nu cred că are rost să stau să fac o chestie specială, pentru că mobii nu prea pot ajunge aici. Eventual și dacă eu să pun înapoi chain-urile alea și cu trapdoor-urile, ca să fiu sigur că nu o să-i omoare nimic și probabil o să fac chestia asta off-camera. Dar acum, na, cât am făcut trade-uri și chestia, am avut nevoie de spațiu acolo, însă cred că putem face asta și acum. Mergem să luăm trapdoor-urile alea și să le punem acolo. Și am auzit un schelet cum dădea după mine, ceea ce e ură din partea lui. Chiar foarte ură din partea lui. Așa, și îmi trebuie și trapdoor-urile. Unde sunt? Uite-le aici, perfect. Și dacă stau să mă gândesc, mi-ar trebui și niște sign-uri ca să pot să scriu acolo cam
fiecare, pe fiecare villager de la cam ce conține, dar cred că o să fac asta off-camera totuși ca să nu vă sparg urechile cu sunet. Bă, voi de unde ați apărut? What the fuck? Hai să punem, să punem aici chain-urile astea ca să fim siguri totuși că... Bă, nu o să se spawn. Adică și dacă o să vină cineva pe aici, să fim sigur că nu o să-i omoare. Că nu o să omoare sătenii, pentru că... Na, e urât după aia dacă stau să mă gândesc. Că dacă îi omoară, e good game well played. Ceva de genul. Deci, da. Mă, sunt chiar super, super mândru de cum a ieșit chestiuța asta. Zic că a început iar ploaia, glumești. Bine, nu-mi dau seama dacă ninge sau plouă. Dar, mă rog, una din două. Cred că s-ar putea să ningă. Ca asta ar fi what the fuck, ok. Arată chiar super, super mișto încăperea asta. Mie nu-mi place super, super mult cum arată. Și v-am zis, nu am stat cine știe ce mult să o fac, dar chiar arată foarte, foarte bine. Și un loc de ăsta pentru villager chiar avea nevoie pentru cărți, pentru că și așa nu prea aveam cărți. Acum suntem chiar destul, destul de ok. O să trească eu să mai fac... what the fuck, dude. O să trească eu să mai fac lopata asta, pentru că are doar eficiență 3, va trebui să pună eficiență 5, cel mai probabil, la fel și pe ăsta și pe topor. Și să-mi fac logic această sabie care nu o să dureze foarte mult să fac, zic eu, adică o să mai încentez vreo două sabii ca să fiu sigur că la combinat o să-mi iasă perfect și cam aia e treaba. Deci, da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de Regatul Leilor. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați pe acel buton aici de like. Nu uitați că pe noi mă puteți găsi și pe Instagram. Aveți Instagram meu jos în descriere dacă vreți să intrați să-mi dați un follow. De asemenea, nu uitați de serverul de Discord unde puteți intra, pentru că e un server destul de activ și vă aștept acolo. Mai vorbiți și eu cu voi pe chat, mai schimb o vorbă una alta, așa că vă aștept pe serverul de Discord. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Uite pe aia cum dau mine. Bye, bye.